Găsuită să jucară și sărire după o minge și la urmă când el zice hai că eu sar direct pe minge și când sări, ce că veni cu capul de o pietră probabil sau sticlă ceva, că îți jnea sânghele de aici. Și la urmă s-a dus sora lui să-l scoată probabil și ce să mai scoate, că nu-l mai găsesc, s-a dus să-l văzut cum să-l lăsa în jos. Și după ce s-a aruncat, ce s-a întâmplat? Ce ați văzut? S-a întors și am văzut că este sânge în cap. Ieșise la suprafață. Da, ieșise la suprafață. Știu că s-a șters pe spălat pe pat. Și în câteva secunde s-a dus la fund. A sărit după el. Cine a sărit după el să-l salveze? Un prieten al lui, Alin. Era apa adâncă, săream eu drept pe minge. Și probabil l-a văzut pe el până unde vine apa, ducându-se după minge. S-am văzut că s-a dezbrăcat și l-a avut și a sărit. Când a sărit în cap și a dat picioarele peste cap și când am văzut că a ieșit la suprafață, ținea mâinile la față și curgea sânge. A stat cam în jur de un minut așa, după aceea s-a dus la fund și asta a fost tot. Da, degeaba. Mulțumesc. 15:30, am fost sesizat telefonic prin apelul de urgență 112 despre faptul că un tânăr de 24 de ani, respectiv Blegan Marian Iustin din satul Dumitrești, s-a înnecat pe raza satului Valea Fetii în râul Olt. Cu această ocazie ne-am deplasat la fața locului, am solicitat echipa operativă și ne-am deplasat la locul evenimentului. Bagă-te jos, Alin! Bate-mă în spatele lui Alin!